Bună ziua! O, doamna Marie, bună ziua! Da, sunt din... Bună ziua! Bună ziua! Iar în concediu, de eu, Crăciun, eu un an de zile n-am fost la voi. Domnul Vitneanschi, este domnul Dombrovski? Este, sunt, da? Da. Dar e în concediu. Da, au pus mâna pică-pică bună și au plecat în concediu. A răsturnat tot situația la Botanică. Prietor Diana Gubă. Tot situația e răsturnată la Botanică. Tot întors cu fundul în sus. Aici-s proiecte, aici-s bani cu Vaniușa împreună. O zi bună să aveți. La revedere. Da. E jale mare. Căruci, oameni buni, mă aflu la Botanică. Vreau să vă dau o noutate bombă. O noutate bombă, oameni buni. Deja de mare și se întâmplă în sistem, în sistemul judecătoresc, e foarte jale mare. Este etajul 4, etajul 3. Nu aveți idei. Nu aveți idei. Oh! Bună ziua! Domn Chai! Domn Chai! Ce Chai? Ce-i încurcat mă scuzați, da. Și etajul 4? Da, nu pare că e Chihai. Nu, nu. 4, 3 îmi trebuie. Da, da, la 3. Da, dragă, l-am încurcat cu alte... Atunci vă arăt eu vouă și sistemul reformat cu Drăgălin împreună, de când a venit Drăgălin de la America. Bună ziua! Bună ziua! Este șeful? Da, unde-i ieșit? Da, când a ieșit? Unde-i prin sediu? Unde-i? Eu stau aici cu rog. Da, când a ieșit? Nu, după 5 minute în urmă. Da, la cine? Aproximativ la cine? Nu pot să vă spun. Poți să pe birou la cineva. O să aud de muzică. Cum așa? A ieșit o oră de lucruri în stres și de el a ieșit. Bună ziua! Aude! Duci-mă viață! Duci-mă, băiați, pe la procurori prin sedii. Duci-mă, viață, asta e Procuratura Botanică, oameni buni. Vreau să vă dau o ectele, Marcel Cimbir. Ultimul șef, Marcel Cimbir. Ați înțeles? De astăzi avem șef nou. Păi care șef e în cabinet astăzi? Domnul Poiat. Domnul Poiat, da. Domnul Poiat întrebă. Oameni buni, Marcel Cimbir, aici e înluptat, pe 12 am scris plângeri la CSP, pe Marcel Cimbir, de astăzi aici este poiată Denis, e șef în locul lui Cimbir, Cimbir nu-i, am scris la Consiliul Superior a Magistraturii, a procurorilor, și am scris cum sora mea a fost deposedată departament și știu tot departamentul ei, muncind în diaspora din 2006, au dat banii pentru apartament. Și am văzut până la 20 iulie și au dat demisia Marcel Cimbir. Ce vă gândiți de astăzi? E Denis Poiată, cel care mi-a fabricat mie dosarul. De astăzi, șef e Denis Poiată. Șeful nu-i. E prin cabinete pe la... Dar ce are el să rezolvi prin cabinete? Căreșalul că s-a terminat în cabinete. Bună ziua! Denis Poiată nu a fost pe aici pe voi? Nu? Ia că așa-s procurorii, oameni buni. La Botanică, ia că uitați-vă procurorii. Unii Denis Poiată. Unde-i? Nou șef de astăzi, Consiliul Superior a Procurorilor, l-a întărit pe Denis Poiată în locul lui Cimbir. Care schimbări le avem noi, oameni buni? Și cată Denis Poiată prin cabinete. De ce nu știu din cabinet? La dânsul. Aici este cabinetul lui. Aici este șeful. Vedeți? Marcel Cimbir. S-o șters? Nu-i. Și este Denis Poiată. Așa că ne-au fabricat nici dosarul. De luni pornesc protestele masive la Veronica Drăgălin, nici nu știu cum o cheamă, Veronica,
La Veronica Drăgălin, vreau schimbările pasului, să le vedem. Oameni buni, toți împreună, Nectele Dumitru, Grecu, nu-i pe aici, poiată. Nu-i, da? Da, unde s-a dus poiată? S-a dus la băut și la mâncat, oameni buni. Poiată, ia câte ies. Voi nu aveți idee. Na, Denis Poiată nu-i. Nu-i nici într-un cabinet Denis Poiată. Unde îi poți și ei? Unde poți și ei Denis Poiată? De astăzi este investit. Și schimbări avem noi, oameni buni. Pasul o dați în bară total. Unde e? Unde aveți procurori? Am cătat întâi cabinet, el nu-i. Păi de unde mai aveți procurori? În care, la care cabinet, la care procuror? La etajul 2 sunt procurori. La etajul 2 sunt procurori? Da. Mă duc să-l caut la etajul 2. Iată, împreună, în direct, îl căutăm pe Denis Poiată, pe nou șef care l-a investit Litvinenko. Și face pasul. Și face Litvinenko, oameni buni. Dau în bară total. De la un criminal mai mare criminal. De la un Marcel Cimbiră, un criminal, ne ducem la Denis Poiată, un criminal extraordinar, care ne-a fabricat ne dosarul. Eu am zis, luați dosarul la control la meu. Am fost ieri la Verica Drăgălin. Am protestat pentru Denis Poiată. Bună ziua! Bună ziua! Denis Poiată, nu-i pe aici? Nu. Da, nu-i. Criminal, oameni buni, a pus un criminal la putere, tăt încuiet, el nu-i. Unii Denis Poiată? Eu îl caut în toate... Na, tot încuiet. Vedeți? Niciunul. Tot încuiet. Niciunul nu-i la lucru. Unde-i Denis Poiată? Hm? Poate și de pe la prietori prin cabinet. Iată, Victor Socol, noi. Iată-le. Luați și distribuiți, oameni buni. Pas-o dă în bară total. Azi la CSP s-a votat Denis Poiată. Liliana Rusnac, că asta e lipădătorul de procuror, voi nu aveți idee, asta au fabricat dosar, cât am scris pe dânsa aia, Sușițcăia, nu au vrut să iei măsuri cu Liliana Rusnac, au ridicat Sușițcăia în locul ei. Înțelegeți? Azi e ridicat Sușițcăia în locul ei. Neacă, asta e procuror cu fundul gol. E procuror sunteți? Nu, dar ce sunteți? La pretură? La pretură lucrați? Hm? Ia uite, au și funduri goale, nu-i procuror, ia dă-te cu procurorul. Văd că nu-i procuror. Nu-i procuror, dar e cu acte subțoară. Dar el nu-i procuror. Dă-i cu acte subțoară. Dacă în și hal ei îmblă lucru, oameni buni. În și hal. Doamne ferește. Voi vreți să-i lucreze? Eu vă arăt de câte ori. În direct. Cine să lucreze, oameni buni? Cine să lucreze? Ba de toți ăștia, Denis Poiată, dar pe eu ce protest în fiecare zi îmi fac. Toți frești așteaptă aici la botanică. Protest în fiecare zi. Și nu a fost tațul lui Poiată. Tațul lui Poiată a fost procuror la Picecox. Tațul lui Poiată a fost procuror la Picecox, Boris Poiată. Frațul Victor Poiată, procuror. Iată schimbările, oameni buni. Oameni buni, vremuri buni, ne-au adus numai vremuri buni. Eu ieri lupt. Plâng în gura mare, înainte la procuror, Evgenia Luca, mă ting, îmi pare că o cheamă, sau nu știu cum o cheamă pe dânsa. Mi-a spus cum o cheamă, am uitat. Chiar am uitat, nu vreau să ne-am minte. Nu cunosc, prima dată am văzut acolo. Ca eu să lupt să văd astăzi pe Denis Poiată, șef aici. Eu lupt pentru Denis Poiată, eu am dosar pe rol, oameni buni. Eu am luptat și am dosar pe rol. Eu lupt cu... și aici... Pretură sector, secție, asistență juridică. Ia, nu-i niciunul, tăt încuiet, oameni buni, tăt încuiet. Pretură, primărie, tăt. Vaniușa ce bani cu pasul, n-a uitați, cabinete încuiet, tăt încuiet. Tăt încuiet. Bună ziua. Bună ziua. Cam o dă pasul în bară total. Ce-ați spus? Păi vezi șef nou, vezi načalnic nou aici. Cine? E Denis Poiată. Aveți în locul lui Cimbir, aveți Denis Poiată, care mi-a fabricat mii dosarul și umblu pe drumuri de 4 ani de zile. Eu știu că la pretură, am citit acolo, secția juridică la pretură, da. O dă pasul să-și cunoască lumea, pasul o dă în bară total.
Dar unde e asistența socială la dânșii aici? Asistența socială, în direcția cum puteți să vedeți. Dar unde este? Secțiunea asta. Tătia lor. Doamne ferește, oameni buni, e jale mare. Doamne ferește, jale mare prin toate... Bună ziua! Dar ce așteptați aici? Mirouă. Ce așteptați? Ce așteptați? Și nu vreți să răspundeți? Alt criminal. Dar eu spun în față. Alt criminal. Fug după procurori și dau peste judecători. Dar ce căutați aici? Vă întreb. E onorată instanță, ne interesăm către dânșii. Mai Sandu, pui numai bandiugani prin... Au bandiugani cum au pile. Bandiugani au pile, au venit aici la botanică. Eu s-au alungat soția din țară. Eu luat apartamentul. Judecător. Fără studii. El n-are studii. Plângere la mine și la Procuratura Anticorupție. Eu am așteptat până vine Veronica Drăgălin să văd schimbările. Sau și lești schimbări ca școaista cu Denis Poiată. Eu azi am rămas proastă când am văzut Denis Poiată, șef CSP-ul, Consiliul Superior a Procurorilor, l-a pus pe Denis Poiată. Acum l-a pune, aici era gheaghea lui, moșul lui, Arnaut din sistem, Arnaut Serghei, moșul lui. Vă dați seama? Moșul lui, Arnaut Serghei, judecătorul la curtea de apel. Nu, spun variante. Este tot mi-a dus un dosar din eu. Totul dus un dosar din eu. Da. Dosarul cu hepatita mea. Ți-ai minte? Nu ți-ai minte, așa-i? Dar eu eram de pașa bătută, dar ei s-au scos decizia. Tardivă. Ei s-au dus dosarul lui Machena, oameni buni. Aici stă Bandiugan. Eu mă duc și pun. Păi eu ieri am fost bolnavă, dar pe dânsul interesat. Văd că eu am pus tardiv cererea. El știe, el cunoaște. El nu are studii de judecător. Nu are. Tihai Veniamin. El nu are studii de judecător. Eu vă l-am arătat. Dacă el, să vedeți ce probleme îi face lui soții să. Doamne ferește, Sarmana au fugit din țară. Câteți soțiile de judecători, ca și lui, aiesta cum îl cheamă, Ghenadi Pavliuc. Acolo e bardac în familie și e doamne ferește acolo la Ghenadi Pavliuc în familie. Așa e la bardac la dânsul în familie. Ei se numește judecător. Și cauți aici. Și cauți la drepturile copilului. Tu ai știut? Voi vreți că ei să-ți vă judeci? Voi vă dați seama că ei să-ți vă judeci pe voi. El singur îmblă, nu știe și bardac în familia lui și ce face. Dar banii au luat cu toană, oameni buni. Dar dosare fabricate, dar dosare ascunse. Eu am scot dosarele la iveală, care le-a dat foc. Eu le scot dosarele la iveală, le aduc pe toate, pe masă. Cu locul eu le aduc pe masă și-l arăt. Dar dosare, Mișlinul. A? Dosarul cu Mișlin, nu vrei? Da? Ți-e râde? Dacă așa judecători, oameni buni. Dacă el singur e bardac la dânsul în familie și el nu se poate răzbiri în familia lui și o presează pe soție aceea, să vedeți prostii și scrie, eu am intervenit la dânsul. Și smioță, da, e smișno. Это судя, Витек, учись, ты только пошел в жизни. Вот учись, вот это судя. Тихай Вениамин, у него нету образования. У него образования нету. У него нет образования. Представляете? А он шантажирует семью. Да. Хай, макар, ундева. Я сомневаюсь, где сэш, ундева, дискис. Ну и, инкис тэт. Тэт инкует. Вениамин Кихай. Майя Санду. Дупа дынсу плынжи пентенчару. Шы ём сэ луп томим бун. Де лун порнес протестили массиви. Инаинте, да сведец на наш сущи бандитой. Сведец на наш сущи бандитой. Я лускос пена наш судим пентенчар. Шы стат на наш. Да. Da, eu știu toată istoria. Și am așteptat să-ți o spun în mort, dar ți-o ticat azi dvainoi udar. Cu ăsta, cu Denis Poiată, că e șef aici. Ia uite, el a venit aici la drujii lui, de la drepturile copilului. Ăsta e judecător, oameni buni, scrieți-i mesaje. Veniamin Tihai.
Și cauți aici la drepturile copilului. Tu ai copil? Alimente nu plătește. De divorțat, s-a divorțat soției, nu a anunțat-o, el și-a făcut divorțul cum a vrut el, fictiv nu-i divorțul făcut, ca să nu împartă apartamentul, a prinit apartament de la stat, aista, care n-are studii și nu a judecat pe noi. Aista a prinit apartament de la stat. Ei, baptist, aista cântă, eu parcă l-am postat cum cântă. El și-a dat te judec, eu am scris, cine ne judecă pe noi? Bețăvanii ăștia de judecători? Care seara beau și cântă și dimineața vin și ne judecă cu un cap plin de drojdii. Capul plin de drojdii. Cine pe noi ne judecă, oameni buni, în ziua de azi? Iată așa, le-a venit timpul când eu am să le spun în față la fiecare. Am să și eu un nouăr de umbră la tăți tâlharii, la tăți criminalii. Și amu, fiindcă ei pasul, Litvinenko, fiindcă l-a pus la putere pe Denis Poiată la procuratură, o dat-o în bară total pasul. Proteste, oameni buni. Eu anunț proteste și proteste masive împotriva la procuratură și la judecători. Eu vă arăt fețele lor de judecător. Onorată instanță. Trebuie să scoli și el răcnește cu șocanelul la tine. Auzi, afară, amendă. Uite-l, puterea care o are în mână. Îi se lucrează din umbră. Îi se duce și scrie decizii și primește bani. Dă-te pișă, un vizie, vezi că așa acolo la ușă a apăsat. El duce răb de la ușă să apese să intre. Dar nu ai putut intra, că tot e încuiet. Da, da. Uite, vezi cum se fără mâna. E că, da, corect, scrieți-le, râsurile este ne decid soarta noastră. Ei pe lor nu pot decide. Ei pe lor nu pot decide, nu pe noastră, oameni buni. Ei pe lor nu pot decide, nu pe noastră, oameni buni. Bardac în familia lui, în primul rând, și el șe de judecător cu un cap de drojdie și de bardac, înțelegeți? Cu un cap de drojdie și de bardac. Iată, priviți-l, Beniamin Tihai. Nu fugi, te știe lumea, te știe Maia Sandu, te știe Drăgălin. De astăzi eu încep lupta totală. Pentru Denis Poiată, eu am luptat cu Popov, cu lipădătura și ea s-o dau jos. Am luptat cu Popov. Da, care Reșalovca? Ăsta-i sași cu bani, băi. Eu când vă spun vouă, popor, chinuit și amăjit, aici dorm pe sași cu bani, că el nu lucrează. El se duce scrie decizii. El știe scrie decizii. El a scris deciziile lui Ghenadi Morozan. El a lucrat la Ghenadi Morozan, cumnatul lui Plahătniuc, care acum e băcșit. Cumnatul lui Plahătniuc acum e băcșit de dosare. 30 de milioane de euro o furat din Banca de Economii. Luminița lui Ghenadi Pavliuc, Ghenadi Morozan, cumnatul lui, aici au lucrat grefier, la Ghenadi Morozan. Distribuița lui oameni buni să-l vadă lumea, Veniamin Tihai. Ai văzut și ne-a ticat aici, umblând pe, după Denis Poiată, venind după Denis Poiată, a ticat. L-a uitat pe Denis Poiată, măi, să-l caut prin cabinet, prin șef. Șef prin cabinete, cum ședea muia, o scos repede, că de mâine vedeți acolo Denis Poiată, dar pe o tătă ziua să aici. De dimineață până în seară. Nu, calare pe judecători, pe procurori, pe polițiști, pe sistem, eu așa calare. Iată așa. Beniamin Tihai, judecător, da, unde ar prinde? Nicăieri nu te prinește, da, cum de nu? Acolo poți să asisti. Îți dă voie să asisti? Dar lumea când vine la instanța de judecată și invitat la orele 15, dar tu faci o ședință când vrei, cum vrei, a? Onorată instanță, a să-mi bat joc de voi, lipădăturilor, a să-mi bat joc de voi tare, tare. Dar de mâine, de luni, ești scris acolo în spisoc, la Drăgălin, pe poartă, la intrare de la Procuratura Anticorupției. Cum ai luat bani, cum ai dat foc la arhivă, cum ai ciordit dosare acasă. Cum ai ciordit dosare acasă? Hm? Că era erou acolo. Că Pavliuc, Morozan Beie, Ghenadi Morozan, și nici nu știe ce face Veniamin Tihai. Distribuiți-a lui oameni buni să-l vadă lumea. Distribuiți ca să vă arăt numai dreptatea. Eu mă gândeam astăzi, Doamne, și de gine stau acasă, le fac mâncare la copiii mei, să ne aștept copiii cu mâncare, cu curățenie, cu spălat, cu tot. Așa ca o mamă, că am și trăi oameni buni. Am, doresc la toată lumea să trăiască ca mine. Și să aibă așa copii ca mie. Toată lumea să-i aibă. Dar auzând noutatea că Denis Poiată este șef la Botanica, eu lupt cu criminalul acela din Marcel Cimbir, cu apartamentul lui sora mea am luptat, oameni buni. Din Italia, pe 12 iulie, vă arăt, tăt, am scris plângeri la CSP.
Și-a acceptat-o și acolo am scris. Nu mai am încredere în CSP că Angela Motuzoc i-a trecut mandatul, dar ei este încă șefă. Și numai și eu a acceptat-o și-a trimis plângere pe Marcel Cimbir, criminalul ăsta de la Botanică, a trimis plângere la CSP, la Procuratura Generală, pe tot locul. Eu am venit acasă, am pus-o fizic, sorme chidănite de bani, oameni buni, prin insolvențele astea lor, prin toate criminalele astea, guvernele astea criminale, prin insolvență, oameni buni. Care insolvență? Tu ai dat banii. Tu ai dat banii și tu, un judecător ca o lipădătură de asta bețivă, îți decide soarta ta. Scoala dimineața zice, tu nu mai ai 30% din banii tăi, că vrem noi, că vrem noi guvernul, că am făcut noi legi. Vă înțelegeți voi de ce vă spun eu? Că la 70% se duce în 30% insolvență la... cum vor amul la palme și stele, trezârea moldoveni, treziți-vă că eu am să vă aduc numai noutăți de judecători, de procurori, de criminali, de nu știu cum să-i... Aici e criminalul, aici e Veniamin Chihai, judecătorul, care el acum se pretinde că vreți și judecător, dar se duce și vă decide soarta. El sub masă scrie, hotărăște deciziile, îl cheamă acolo la centru și dă câte 100 de euro și el scrie deciziile. Asta și nici nu scrie nouă deciziile. El în familia lui nu știe și e că el uite, nu e și o terorizează pe soția lui, care e fugită pe hotare, e fugită, oameni buni, dar statul ăla e sigur tot la copilaș. Tot e sigur. Copilul e mare și statul se gândește la copiii noștri. Că eu spus, tatăl e un criminal. Tatăl e criminal, tatăl e mafia la Moldova. El decide sorțele oamenilor. El mi-a dus dosarul meu cu depatită. Hai, Chihai! După tine îmblu, dosarul cu depatită pleacă la CEDO. Chihai, lipădătură? Își bat joc de copiii lor, dar voi vreți să nu își bate joc de noi? El își bate joc de copilul lui, că el îmblă să-i sechestreze copilul. E ca ce îmblă el. El are blat la Ministerul de Interne, la urmărirea, cum se numește, Interpol. El are blat la Interpol, e ca lipădătura asta. O dat copilul în Interpol, lipădătura asta, de Veniamin Chihai. Vă dați seama? Iactării, lipădătura o dat în Interpol copilul lui. Pe lui propriu copilul odată în Interpol. Tu ești tată, băi? Ei, tu ești tată? Cântai la drâmbă acolo și urlai ca un șoapă. Dimineața îmi decidei soarta mea. Dosarul meu cu depătită, care până în ziua de azi încă-i pe rol. 4 ani de zile încă-i pe rol. Dosarul meu unde a fost eu închisă. De criminalul ăsta Denis Poiată, care a ajuns șef. Cu Alexandru Spoială împreună. Au depozitat lumea de apartamente, oameni buni. Eu vă dau toată informația. Da, da, ia uitați-o, ia uitați-o. Hai, lipădătură. Ordinară. Ești pe lista mea. Ne-ai dus dosarul cu depătită? Tu ai gândit cum ai ciordit tu dosarele și ai făcut și le-ai foc? Ai să răspunzi. Ai să răspunzi. Eu ți-o promit. Eu nu te las. Eu nu te las. Soția ta e prea bună. Hai, vorbește. Eu îți dau dreptul la replică. Spune ceva, să audă poporul. Întoarce morda și spune ceva. Întoarce mordă, onorată instanță, e că noi cui ne închinăm noi, ne ducem și zicem onorată instanță. Cui să-i spui? La lipădătura asta onorată instanță? Ha? Hai, scrie plângere pe mine, eu te aștept în instanță. Scrie plângere pe mine, eu te aștept în instanță. Lipădătură ordinară. E Veniamin Chihai, judecător, oameni buni, care i-a trecut mandatul, a fost un grefier la... A fost grefier la Morozan Ghenadi, cumnatul lui Plăhătniuc, care e la curte de apel și în ziua de azi. Luminița lui Ghenadi Morozan o ciordit din banca de economii 30 de milioane de euro. Oameni buni, este investigația pe anticorupție.md. Uitați-vă, citiți, nu vă spun anecdote eu. Eu vă spun de la jurnaliștii care duc investigații, care au dreptul, care sunt licențiați, le dă întrebări, sunt trebuie, unde-s banii, ce-au făcut cu banii? Judecător, da, e că este judecător. El a venit, el și-a dat copilul în Interpol. Judecătorul Veniamin Chihai și-a dat copilul în Interpol. El a depozitat-o pe soție, de apartament, de tot. Dar unde-s iahturile, băi, Chihai? Unde-s iahturile? Slavalentina în garaj. Dar le-ai declarat? Da? Dar dacă eu ți arăt că nu le-ai declarat? Da? Cu cât le-ai cumpărat? Tu gândești că lumea n-a să meargă martor și n-a să spui tot? Ajunge. Ajunge când ne-ați călărit cum ați știut. Doamna Natalia, domnule, doamna Șpiță. Doamna Șpiță tot e în ședință. Dar cum să-i transmit dosarul? Dacă. Ei decid soarțele copiilor, oameni buni. Ei decid soarțele copiilor aici la Botanică, drepturile copilului.
Alaltă ieri dimineață, nora mea o văzut cum o mamă la ora 8 dimineață o bețăvancă bate copilul. Și s-a implicat și a chemat poliția. Nu a făcut nicăi drepturile copilului de la Ciocana. Nimic nu a făcut. O lăsat mama bețăvă să plece și fugi. Nu fugi, că din urma ta nu te las. Nu te las, Chihai, nu te las deloc. Actele, un judecător își cată drepturi. Ați înțeles? Un judecător își cată drepturi. El știe drepturile. El vine poblatul aici la... să vedem cine-s prezentatoarele este de aici. Să le vedem cine-s prezentatoarele. E că el nu lucrează, dar el va decide soarta. E că așa un judecător veniamin Chihai va decide soarta. El se duce și scrie decizii, că judecătorii nu dovdiesc, îl prindesc, el se descrie și prindește câte 100 de euro. E cum, dar are cabinet, e că statul i-a dat cabinet, fără studii. De că, uitați-vă, este judecător, onorată instanță, noi începem la dânsul și ne rugăm, onorată instanță. Dar el îi spune, ieși după pe ușă, cine este el, că l-a îmbrăcat mantia. Hai, răspunde-mu, ca în instanță. A? Cu schinare? Lasă că eu te iuși cu față. Nu retrăi. Eu îți spun alături și față și apartamentul, tot îți spun. Vă dați seama? Terorizează familia lui, soția lui, copilul lui terorizează. Și Pavliucă așa face. Judecătorul Pavliucă, cel care a fugit din sistem, așa l-a scris cere și a fugit. Dar ăsta să vrei judecător, pretins judecător mai departe, că aici e la curte de apel. Aici ăsta a luat decizii. Mișlen. Dosare fabricate. Dosare arsă. Trăite dosare acasă, cu hapcă și arsă. Le dă foc. Da și. El decide soarta noastră. Duceți-vă, amâie, oameni buni, noi scătem hotărârile, scoatem deciziile, hotărârile din spate, scrie cere și le scoți, să vedem, și să dăie. Unii dosarul, dar nu unul, dar sute de dosare. Aici s-au dus dosarul lui Machena, aici i-au scos srocul lui Machena. Aici stă, actele. Dar și el are studii? El are studii. El s-a dus și-a cumpărat niște studii acolo de polițist, nu știu cumpărat. Lasă că eu spun cererea mușu să văd, ca și Pavliuc, cum e electric cu Pavliuc, i-am scos și am arătat că e electric, așa și instant să vă arăt și studii are. Eu am așteptat Drăgălin să vie. Eu am așteptat-o pe Drăgălin. Necă, lipădăturile este ordinare, deci e soarta noastră. Eu, infectată în penitenciar de hepatită, e de tămos, cum spune acolo, infectată de hepatită și râsul ăsta, lipădătura asta, îmi decide soarta mea, care eu până în ziua de azi cu dosarul, spirol, oameni buni. Dosarul meu nu se nișcă cu hepatită. Nu se nișcă deloc. Că ei decid soarta mea. A să vii și soarta ta, ai să pleci, cum mi-am promis-o la toți, pleci și tu. Ține minte ce tu spun eu. Da, pleci, ascultă-mă pe mine. Ai să răspunzi pentru toate dosarele arsă, pentru arhivă arsă, pentru tot ai să răspunzi. Tu a venit timpul când trebuie să răspunzi. Nu-i din capul tău. Dacă, vedeți, dacă îi cunosc puteți la față, dacă am avut cu dânsul dosar, imediat l-a recunoscut. Imediat. Dar am venit după Denis Poiată, alcătam pe Denis Poiată prin cabinete, că nu știe pe unde-i. Prin cabinete, pe la procurori, și gândește el să ascunde. Nu, Denis Poiată, e și la lucru. Nu cu schinarea, că îi se pare cu schinarea așa de mult timp. A să vadă lumea și față. Și mor, dar să o vadă. Și mor, dar să vadă, luați și distribuiți-l, oameni buni, distribuiți-l masiv, așa pe fiecare în parte. Asta nu, asta eu cumpărat pe dosarele voastre, cumpărat de judecător. O cumpărat pe dosarele voastre, fabricate, că el decide soarta oamenilor. Lasă că eu ne întorcă-mi toate dosarele înapoi la Morozan. Toate dosarele le întorc înapoi și lumea să vadă. Eu scot afișele de luni, protest masiv. Oameni buni, vă invit pe toți, de luni, de la ora 8 dimineață, mă găsiți la Procuratura Anticorupție. Plângere pe toate lipădăturile. Dimineață vă aștept, luni dimineață, eu citesc mesajul, scriți-ne în privat. Nastea Dumbrava, scriți-ne în privat tot și să vorbim acte în regulă tot ce aveți și eu am să vă arăt 5.000 de euro să bătut. Așa e șer bani pe dosare șer bani și bani mult șer. Ies am uitat la iveală și 20 și de nispoiat eu am să vă arăt cum a luat apartamentul de la om. Cum v-am arătat, aici s-au plecat, tifoi au plecat, climul a plecat, toți ori s-au plecat oameni buni din sistem. Toți ori s-au plecat, nu-i din capul lor. Noi trebuie principalul să sesizăm. Scrim plângeri
pidenșii și restul tot se rezolvă. Eu am să vă arăt, eu am așteptat-o pe Drăgălin. Pentru dânsul, eu am așteptat-o pe Drăgălin. Să o luăm de la noua noastră, Drăgălin. Ei mi-au promis nouă vremuri bune, oameni buni, noi așteptăm. Dar aici moș s-a lucrat în sistem, Arnaut. El a fost foarte mult scris de Arnaut, de criminalul acela. Ăsta era moșul lui ea. El l-a vărât în sistem, ei au blat, ei au bani, la Morozan a lucrat grefier, rezolvat tot în locul lui Morozan. Morozan și de formă, ei își bat joc de noi. De ce zice justiție? Care justiție, oameni buni? Ea nu există. Există tele capul lui după cap de drojdii, după bieții sara, când urla acolo la gitară, eu v-l-am postat și v-am arătat, când urla acolo la gitară. Și dimineața vine și decide soarta mea. El decide soarta mea. Am pus eu tardiv, dar tu știi și tardiv, măi. Tu știi și tardiv, că am pus în prima instanță, imediat, la 10 zile, eu învăț lumea, atât. El mi-a dat hotărâre. El a hotărât boala mea. Lipădătură ordinară și ești tu. El în familia lui nu se poate, dar eu mă gândesc și cu judecătorul ăsta Chihai, și cu dânsul, parcă nu știe grăie. Că instanța nu grăiește. Și așa de camutul, oameni buni. Camutul și-a deșat și în instanță. El decide. Am înțeles. Am înțeles. Ai înțeles? Lipădătură ordinară. Poiatul a fost promovat în funcție și eu aș să plece, oameni buni. Eu am tot de poiat, am dosarul pe masă și de la Procuratura Municipală. Am dosarul, eu lupt cu Denis Poiat, lupt, are 6 ani dosarul ăla cu Denis Poiat. Asta e companionul lui Popov. Poiat e companionul lui Popov. Popov cu Poiat ne-a fabricat ne dosarul. Ar să plece Poiat, țineți minte de la mine ce vă spun eu. Când de nu pleacă ori Litvinien cu ori pasul, ori poiatul, din două una să pleci cineva. Domnul Chihai, și din partea mamei, doamna Valentina, sunteți. Eu mă duc spre prezent cazul vostru și v-am dat bine. Este judecător. Vedeți, luați pe blatul. Da? Da. Da, eu vă spun, dacă voi aveți putere aici, este judecător. Da, el are idee, că vedeți, vă duc până în cabinet. Și îl întâmpinăm din cabinet. N-are zboare pe fereastră. Îl întâmpinăm așa în direct, să-l distribuim masiv, oameni buni. Să-l distribuim masiv. Asta e lipădătură ordinară de judecător, care se vrea acum din nou să fie judecător pe viață. Chihai Veniamin. Veniamin Chihai. A lucrat la Ciocana, judecător. Și la 5 ani de zile, trebuie mai asandu-a mu să-i prelungească. Dar eu am să mă duc și să arăt că el n-are, el în primul rând nu are studii, oameni buni, nu are studii. O cumpărat un document și a lucrat la Morozan. Dar Morozan, el chică mea împreună cu Morozan, cu dosarele fabricate, că Morozan amul trebuie să plece din sistem. Fixa, luminița, 30 de milioane de euro ciordit din Banca de Economii. Este pe anticorupție.md. Dar aici era grefierul lui Morozan. Aici decide sorțele voastre la dosare. Iacă, 9 ani de zile i-a dat bătaie acolo la Morozan, 5 ani de zile ca judecător s-a dus pe acte false că este moșul lui Arnaut, care era la curte de apel. Și l-a promovat judecător la Ciocana. Era mare, mare criminal ăsta. Tăți criminalii, tăți, scrieți-le mesaje, Veniamin Chihai. Să vedeți, are și bărși, are și motoare la barcă. Era niște oameni, se duc o viață, oameni buni. Ei se duce o viață, întrebați-l, pe ce bani? Pe dosare fabricate. Pe dosare fabricate. El își bate joc de familia lui. Dar vă dați seama ce face din noi, din restul. El se răzbună. El acasă nu-i merge și el se răzbună. A, dar el stă cu el. El și cu șința are copil, mă tine, și s-a culcat și cu șința. Da, da, șința e la... Am să o găsesc, e la Maria... Alexei, mă tine, sau Maria Frunze, unii șința lui. Unde-i șința ei, grefieră? Sau asistentă și... Stă aici, că dă în căutare copilul și pe mamă. El vrea să iei copilul, să-i dăie ori, să vadă copilul. El n-ajută la copil nimic, nimic nu ajută. Nici un leu de una n-ajută la copil, criminalul ăsta de judecător. E fugită soția cu copilul din țară. E fugită, că nu-i chip. S-a dus la lucru pe hotare, soția de judecător. Că este criminalul și el îmbrașă, bă, ești sculcat și cu șință. El nu-l răzbere cu șință sculcă.
Da, da, da. Asta e viața noastră. Voi ne-ați făcut o viață asta nouă, judecătorii și procurorii, criminalilor, talharilor. Are apartament, i-a dat statul apartament, oameni buni. Apartamentul de statul. Și el l-a ciudit la femei să apartamentul, numai lui. Ei nu-i dă nică. Adică eu am fost la ședința lor de judecată unde desfacerea căsătoriei, dar el de mult a desfăcut, el l-a ascuns. El de mult a desfăcut căsătorie și nu vrea să-i dea la soției nică. Nimic nu vrea să-i dea. Lui să-i rămâie tot. El criminal. Dar de unde ți-ai luat apartament? De unde ai făcut banii? A? De unde ai făcut banii? De pe dosari? Criminalilor, talharilor, lipădăturilor. Morozan de la curte de piele, că a lucrat de fier la Morozan. Luminița Morozan, care a ciordit din banca de economii 30 de milioane de euro, citiți, și s-a făcut cumpărat livieți, și-au făcut livieți, căpșuni, dealuri de căpșuni. A fost arătat la anticorupție.md. E că el a lucrat la criminalul ăsta de judecător, e că toată mafia din Republica Moldova, toată lumea care a suferit, a este pe machina lui eliberat să-l elibereze din penitenciar. Nănașul a stat în penitenciar și l-a eliberat pe nănașul din penitenciar. Și am un anaș să-i ține crișa pe tot locul. Da. Ei se duc la războare. Ei se duc la războare, da. Doamna Valentina. Trăți. Intru. Mă duc filmat sau trăți? Intru. Că cum, da. Bună ziua. Bună ziua. Doamna Valentina, mă duc Eu sunt o larmărie. De ce nu pot să particip? Nu. Sunt închisă, da? Bine, eu aștept în coridor, da. Vă doresc să faceți dreptate, când să-l pândesc tot locul și face el copilul lui. Da. Da, dacă n-am și face, să-l pândesc. Țineți minte ce-am să fac eu. Dacă vedeți, aici este el. Nu știu, să vedem ce face. Ce etaj este? 4. 4. Ne ducem la 3, la Denis Poiată. Oameni buni, ăsta cât și din ședință, eu mă duc la Denis Poiată. Să vedem ce face criminalul cealalt, care e Litvinencu, cu pasul lui, cu Drăgălin, cu CSP-ul, cu tăți. Fac tătă ziua ei ședință și-a pus un criminal aici. Oameni buni, un criminal a pus. Nectăle, să-l vedem. Este la lucru criminalul. Dar ce-a plecat? Trișu? S-a dus la procuratură? E chemat la procuratură generală? Da, mi-a venit la procuratură generală. Precis. Da, așa. El e chemat acum, la moment, el e la procuratură generală. Bine, eu mă să protestez acolo. Hai să vedem noi ce să faci acolo, oameni buni, e jale mare. Luați și distribuiți. Pe noi deja nu ne mai interesează. Eu am să vă dau în continuare toate noutățile. Fiți pe fir. O lună jumate am fost blocate pentru că ei au frică de mine. Au frică enormă. Dar eu am să vă dau numai adevărul. Și tot cu ajutorul dumneavoastră. Numai adevărul. Pentru că noi trebuie să scoatem tot la iveală. Și pe Litvinenco, și pe PAS, pe toți. Eu nu spun amuia de criză energetică, de gaz, de restul. Eu vă arăt ce se face în sistem. Eu vă arăt ce se face în sistem. Și vedeți, când înainte eram bătută, nu eram primită, chemam poliție. În ziua de azi, eu pot intra liber, ușile sunt deschise, lupta continuă și noi nu cedăm popor, chinuit și năcăjut. Vă rog frumos, nu cedăm. Luați și luptați, toți, scrieți-ne în privat dosarele voastre fabricate, toți scrieți în privat. Revenim.